Camelia Bogdan, un nou demers împotriva subliniere-F-ului inspecției judiciare, Andoara a procesat datele trunchiate furnizate de MLNR subliniere IDNA. Exclus pentru a doua oară din magistratură în baza unui raport al inspecției judiciare, Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, duce mai departe războiul cu judectorul Lucian Netejoru, inspectorul sublinierei F al inspecției judiciare. Camelia Bogdan contestă în instant raportul Agenției Naționale de Integritate prin care s-a stabilit că Netejoru nu a încălcat legea, de subliniere I nu subliniere I a declarat calitatea de mason. Vezi aici raportul ANI. PDF. Voi atac în contencios raportul de la ANI, deoarece nu există nicio hotărâre de excludere din masonerie. Conform statutului MLNR, art.8 alin 2, excluderea se atestă doar prin hotărâre irrevocabil pronuncat de o instanță masonic, care nu există la dosarul de urmărire penal. În plus, lui i se imput ce nu ar fi peletit cotizaile pe 3 luni, care nu e cauz de excludere. Conform art. 8 alin 1 lit. C, din statutul MLNR, doar neachitarea cotizailor pe un an ar atrage excluderea, a declarat Camelia Bogdan pentru Stiri pe Surse.ro. Justific calitatea de persoana interesată prin prisma calitii de parte din dosarele numărul 7374/2/2017 înregistrat pe rolul Curții de Apel București numărul 191/2017 înregistrat pe rolul DNAST Constanța, în care domnul inspector Sef se prevalează pentru a scapa de rigorile legii penale exhibând raportul an numărul 38336/2/19. În care s-au strecurat serioase inadvertente, ce denaturează realitatea faptică în privința calității de membru al MLNR al domnului inspector Sef. Din cuprinsul raportului de evaluare emis de ANI, rezulta, pe de o parte, că ADNA a omis să informeze organul de urmărire penală despre începerea împotriva domnului petent Netejoru în dosarul numărul 191/2017, dar si a împrejurii că MLNR a omis să comunice înscrisurile de unde ar fi putut rezulta încetarea calității de membru al MLNR a domnului inspector Sef, respectiv o hotărâre irrevocabilă pronunțat a de o instanță masonică, conform dispart 8 alin 2 din statutul MLNR. Pe cale de consecință, Agenția Națională de Integritate nu a efectuat o activitate de evaluare propriu-zisă, ci doar a procesat datele trunchiate furnizate de MLNR IDNA, fără a înțelege distinția dintre radierea, trecerea în adormire / suspendarea unui mason, si excluderea / încetarea calității de membru, precizează Camelia Bogdan în plângerea prealabil depus la ANI. Vezi aici plângerea prealabil integral. PDF. Cu
Curtea de Apel Bucure sublinierea a respins săptămâna trecut contestația sublinierefului Inspecției Judiciare, judectorul Lucian Netejoru, împotriva deciziei DNA care a constatat ce a fost mason sublinierei nu a trecut acest lucru în declarația de interese din 2006, a sublinierea acum cere legea. N-a clasat în splângerea pentru fals în declarații, făcut împotriva lui Netejoru de judectoarea Camelia Bogdan, pe motiv ce fapta s-a prescris. Eful Inspecției Judiciare a fost nemulcumit sublinierea i-a încercat să obțină o clasare pe motiv ce fapta nu există. Curtea de Apel Bucure sublinierea i-a respins în cererea sublinierei i-a validat concluzia DNA. Sublinierea Inspecției Judiciare a fost mason sublinierea nu a declarat acest lucru, însă nu poate fi tras la răspundere penală întrucât a intervenit prescripția penală. Camelia Bogdan nu se las sublinierea cerere deschiderea cazului de fals în declarații împotriva sublinierefului Inspecției. Plângerea penală a acesteia a fost înregistrat la DNA Constanța, însă a fost preluat ulterior de structura centrală a DNA. După cum vedei, noul dosar de la Constanța a fost luat la studiu tot de DNA, structura centrală i-a dat la studiu acelui procuror, Remus Budi, ca să rămână în nelucrare. Între timp, la Loj, în datele de 0905.2017-1605.2017, s-au inut două adunări prin care se da posibilitatea membrilor care nu au declarat încă partenena, din motive de incompatibilitate, se scrie doar ce sunt parte la ordinul inghiatic. Este o ficțiune pentru a fi de greva și de răspunderea penală. Dar, plata cotizailor se face doar ce trei asociai, de unde rezult ce domnul. Inspectore fieste membru al MLNR. Inspectore a încercat să se apere în instant invocând necunoaterea legii, fapt care dacă nu ar fi tragic, ar fi comic. Să nu uitme ce domnul. Netejoru este judector în carier dânsului a cenzurat aprerile pereilor bazate pe necunoaterea legii, a mai declarat Camelia Bogdan pentru Stiri pe surse.ro. Vezi aici plângerea depus de Camelia Bogdan la DNA Constanța. PDF.